vrei să fii ghinionar? Știm că ai potențial. Doar verificăm. Astăzi la ghinionar despre lucruri care n-au putut trece de acel control de la aeroport, fie că erau prea voluminoase, fie că nu ai voie cu ele în avion și tu rămâi surprins, dar n-am știut. Da, sunt oameni care nu știu pentru că ei călătoresc pentru prima dată cu avionul și nu citesc acolo regulile, ce ai voie să iei, ce n-ai voie să iei. Chiar acum, când am plecat ultima dată cu avionul, am văzut, era o domnișoară foarte frumoasă, aranjată, și a încercat să treacă cu un bagaj plin cu produse cosmetice, la modul șampoane, geluri de duș, dar la dozaj mare. Evident că i-l-a oprit pe toate. Săraca a încercat acolo să negocieze. Doamne, unde sunt noi? Ce să negocieze? Voia să le vândă sau ce? Nu știu. Faceți un preț. Nu știu. Și vi le să o negocieze, să o lase să treacă. Oamenii încercau să-i explice. Puteți să treceți dacă le întoarceți înapoi, de fapt, și le lăsați la cală. Aia e, plătiți cât trebuie să plătiți. Dar nu știu ce s-a întâmplat. Foarte important e că am stat eu foarte mult în spatele ei, pentru că na, se ocupau oamenii de securitate cu ea. Unele reguli sunt și absurde, Bea. Da, sunt. Uite, eu am pățit cu o minge de fotbal. N-am știut că nu ai voie cu minge de fotbal umflată. De ce? Pe bună? Da. Bine, uite, fii atent. Am avut voie din Elveția până în Olanda. Da. Și la schipul acolo încercau să strâmbe. Și le-am zis, păi dacă am venit până aici, de ce nu mergem? Astăzi regulile. Și ce ai făcut? Ai desumflat-o, bănesc? Nu, n-am desumflat-o. M-am rugat de ei. Am făcut o față și, de-aia de român. Și până la urmă te-am lăsat, nu? Sunt și mic. Da. Bun. E bine atunci. Și am reușit. Păi, nu e unui copil bucuria de a avea o minge. Hai să vorbim cu ascultătorii și o să vă mai povestim și noi ce ni s-a mai întâmplat. George din Timișoara, bună dimineața! Neața, George! Bună dimineața, m-au auzit. Da, auzim perfect. Ce ai lăsat eu în urmă? Am mai vorbit cu dumneavoastră cu ceva timp în urmă, însă de data asta vin cu o poveste așa oarecum hazlie. Nu mi s-a întâmplat mie de subiectul, să știți că nu sunt eu. Ok. Mă întorceam dintr-o city break așa cu soția de prin Stockholm, adică eram în aeroportul din Stockholm, Arlanda, și acolo la bandă când se face acea securitate, ce chinul ăla. Ok. Exact termenul. Înaintea mea erau, de fapt, eram cumva flancați de niște cetățeni, de etnie, nu știu. Hai, nu contează. Nu mai, să spun, nu mai contează, însă mai știau și românește din când în când, așa. Interesant este că noi ne-am pus rucsacul acolo pe bandă, al meu a trecut și se vedea pe monitor, adică se și vede pe monitor ce se ascunde prin rucsăcel. Ei bine, și spatele meu venea un domn foarte drăguț cu o centuță mai mare, așa. Și ideea este că eram încă acolo și când a trecut acea centuță prin monitorul respectiv, a rămas eu șocat de ce am putut să văd acolo. Ce vedeai? Domnul care era la monitor deja își pusese mâinile în cap. Așa. Și gândeam, Doamne Dumnezeule, oamenii ăștia chiar n-au știut ce trebuie să-și pună geantă. Și de la linguri, furculițe, cuțite, numai din alea de mixer nu aveau acolo. Pe era ghiozdanul de picnic. Nu mai fi. Dat, îi face semn celuilalt și spune, vină. Cumva, am înțeles oarecum, bine, nu prea știu eu așa limba, nu? Dar engleza, am înțeles, și că vino, hai să-ți arăt ceva foarte interesant. Și la un moment dat, domnul din spatele meu de gât avea un saxofon. Ok. Mă gândeam, Doamne Dumnezeule, dacă ăștia de la linguri și furculițe ajung acum la saxofon, o să fie o problemă, să ne tragă pe toți acolo pe dreapta și să stăm. Și a întrebat dacă facem parte din același grup. Eu eram între ei, soția era puțin mai în spate. Aha. Nu, eu sunt cu domnul. Eu sunt solist. Deci a fost acum problema, știți care era? Că domnul care deținea acea gentuță era foarte contrariat de ce l-a oprit, că alea sunt ale lui. Da, domnule, mă și gândeam, știți că acolo, cum spuneam, asta este un recipient unde lăsăm lucrurile pe care nu le avem voie, nu avem voie să le luăm cu noi. Mă și gândeam, păi cu două genți le mai trebuie două recipiente să le umple toate acolo. Și le-au lăsat? Au lăsat toate lingurile? Păi nu mai știu, că la un moment dat i-a făcut semn soției, tu vino, că s-ar putea să nu mai trecem de aici. Da, saxofonul a trecut? Mai venea vreo trei cu gențile.
Deci, nu știu. Zi dacă a ajuns saxofonul în avion. Nu știu, dacă... La un moment dat, să știți că i-am văzut acolo la îmbarcare. Sincer, dar saxofonul l-am mai văzut. Lor fi ascuns, nu-mi dau seama. Cine știe, cine știe. George, mulțumim pentru, poveste fabuloasă, povestea ta. Hai să mergem la Marcel, tot din Timișoara. Bun. A, n-am mai avut răbdare, Marcel. Ne pare rău, Marcel, sper să poți să revii la 031-400-2929, unde astăzi vorbim despre obiecte care n-au reușit să treacă de controlul de securitate de la aeroport. Se întâmplă des. Hai să-l ascultăm pe Dragoș din București. Bună dimineața. Neața, Dragoș. Bună dimineața! Neața! Eram mai pe la începutul călătorilor cu avionul, dar știam deja regulile de avion, însă la controlul de bagaj, acolo unde spui în tăvile alea pe banda rulantă, ghiozdanul, laptopul, ce mai pe acolo, mă simțeam destul de confortabil și abia așteptam să trec ca să mă duc mai departe la următorii pași. Când am văzut că mă cheamă într-o parte controlorul acela, și a început să-mi caute prin laptop, mi-a desfăcut, zic că e al dumneavoastră, l-ați împachetat singur, da, e al meu, ce s-a întâmplat? Și a început să-mi deschidă tot ce aveam prin boxacul cu laptopul, unde laptopul era scos ca așa trebuie, dar aveam tot felul de săculeci, unde împachetasem, înfășurasem tot felul de fire, de încărcătoare, de chestii, și poate a crezut că, cine știe, mă gândeam eu la vremea aia, o fi ceva suspect, că nu vede bine pe razele X ce sunt astea. Când... el s-a satisfăcut până la urmă, îmi găsește obiectul care l-a pus să caute. Aparent era o sticlă de iced tea, de jumătate de litru, sigilată, pe care abia o cumpărasem și mi-era și sete. Și o cumpărasem la bani de aeroport, nu la bani de supermarket. Așa. Și îmi spune că trebuie să o arunc. Și ce ai făcut? Ai băut-o? Am băut-o, de fapt, când am zis, pot să o beau, dar pot să o beau. Dar pot să o beau. Dintr-o suflare. Am băut jumătate de litru și în timp ce beam jumătate de litru de iced tea de la, la suprapreț, mă gândeam așa că mai aveam așa un sfert de sticlă. Măi, asta a trecut pe la rază X. Păi și nu i-ai zis gluma cu iced tea? Nu, care e? Antonio Facaldo? Nu, știa el gluma cu iced tea, că era englezie, era pe chinul, dacă era orice. Merita să-i o zici. Foarte tare, Dragoș. Merita să-i o zic, dar... Bun. Așa că să nu bifli lichidele după ce trec de radio. Hai că ești bine, da, ai sunat la radio, te auzi bine. E de reținut, e foarte bine, mulțumim mult. Fii atent, stai așa că spune cineva prin WhatsApp, zice, aveam, atunci când am trecut pe la check-in, aveam o tijă metalică în picior și doamna de acolo mă întreabă, și nu se poate scoate? Oh, Doamne, nu cred. Adrian din Oradea, bună dimineața. Neața, Adrian. Bună dimineața. Neața. O povestioară tot așa, am locuit în Anglia și veneam acasă, pe aeroportul din Budapesta, după ce am luat bagajul de pe bandă, la ieșire o doamnă, o vaneșă, m-a rugat să-mi pun valiza să-mi o controleze. Ok. Când a desfăcut-o, a ridicat-o cu capacul spre mine. Zice, este bagajul dumneavoastră? Sigur, dumneavoastră ați făcut bagajul. Normal, zice, al meu. Se uită la o colegă, râde... și din bagaj scoate o pereche de budigăi de aia de damă mai vârstă, așa? Zice, sunt ai dumneavoastră? Nu! Păi a zis că e valiza dumneavoastră. Nu e nici valiza mea. Aha. Norocul că am întors capul și am văzut o doamnă în vârstă cu valiza mea. De atunci... leg așa o fundiță, o banderolă. Da, trebuie. Da. Bravo, Adrian. Nu am ideea, că n-am ce face. Bravo, Adrian. Da. Foarte bine, trebuie un semn acolo. Și mie mi s-a întâmplat de azi, că am trecut prin chestia. Serios? Eu am ajuns până acasă cu bagajul care credeam că e al meu. Și ce am bagaj? Era ora 1 noaptea, după un zbor greu. Nu, am ajuns acasă și deschid valiza. Uh-huh. Și acolo aveam niște bomboane, nici cum bagajul ale tale, meu. Da, budigăi îți veneau? Sau au fost în ziua aia când te-ai plâns la radio, că ce te strâng? Nici măcar. Și ce am făcut? M-am întors la aeroport. Deci, bucuros că am ajuns acasă, îți dai seama să iei încă o dată drumul până la aeroport, unde nu știi dacă te așteaptă valiza ta, poate cealaltă persoană ți-a luat valiza. Și s-a dus și acasă. Cum te-ai dus tu, deci să-mi se ducă și ea. Doar că cealaltă persoană nu luase valiza mea, mi-am găsit valiza și am lăsat-o pe a mea acolo, adică pe cea pe care o luase, am lăsat-o acolo și s-a făcut schimbul. Ai interacționat în vreun fel cu persoana care i-ai luat valiza? Nu, okay. Prin intermediar de la aeroport acolo, frumos, s-au schimbat. De atunci, când ridici valiza de pe bandă, trebuie să fie numele tău pe ea.
Dacă ai o etichetă pe bandă. Da, dacă e numele tău, te dă liniștit. Valiză. Și nu sunt probleme. Hai să alegem un câștigător pentru întâmplarea de astăzi. Greu. Eu aș vota cu Suedia. Saxofon, linguri, cuțite. Da. Erau de toate acolo. Da. Bun. Dar și... restul și-au recuperat sau, mă rog, au băut aici și radioactiv. Da. Și-a făcut efectul pe moment, a primit energia ascultătorul nostru. Da, Suedia să fie. Păi povestea din Suedia este câștigătoare. Tăia și dorul de casă. Linguri, furculițe. Normal. Doi matinali și jumătate la Digi FM.